Most a dolgom sír, ott ugyan mondjuk a dikót. Un praktiszáré. Hozz a poni, vagy nincs. Nem eszik a după ce le-am amestecat, o să le punem în aceste trei pahare. Din nou. Și o să le aceste trei pahare le dăm deoparte și într-un bol o să arată merele. O să avem nevoie de 3 mere, cam 700 de grame cu tot cu coajă și le dăm prin răzătoare. Și amestecăm. Dacă merele se negresc, adăugați puțină zeamă de lămâie. În forma noastră, pe care eu am tapetat-o cu hârtie, este de 218 cm de diametru. Eu am lăsat hârtile mai mari ca să nu. Să punem un pahar. Să punem un pahar.
acum punem al doilea pahar. Și le distribuim pe toată suprafața. Acum adăugăm din nou margarina. Și restul al treilea pahar cu făină, zahăr și practic și un pic de sare. Și putem spune că plăcintuța noastră este aproape gata de dat la cuptor. Prăjitura noastră cu o numiți cum vreți. Acum punem deasupra margarina care a rămas. Și când este gata, măsurăm cu zahăr pudră. Acum o dăm la cuptor. Să dăm la cuptor. Acum o să dăm.